Salutare, sunt Andru, bine ați venit la Chasing Bets. Astăzi vineri, 2 februarie. Biletul propus ieri a picat din păcate pe meciul Hetafe, unde jucasem peste două galbene. Cei de la Hetafe nu au vrut să faulteze. Au avut o reținere în a faulta de multe ori când cei de la Real scăpau singuri pe poartă. Nu vreau să faulteze, nu vreau să facă galbene. Cred că li s-a dat comandă din partea antrenorului: nu faceți galbene astăzi, că oricum Real Madrid ne bate. S-au dat la o parte, n-au jucat absolut nimic, nici agresiv, nici nimic. A fost un meci, efectiv un meci cedat lui Real Madrid. Să vă arăt bilanțul pentru luna ianuarie, că nu v-am arătat ieri. Bilanțul pe luna ianuarie este în felul următor: am avut destul de multe zile în care am pierdut. Au fost foarte multe pierdute la mustață, la un corner, la un șut pe poartă, dar până la urmă, datorită creșterii mizelor în anumite partide și chiar anumite pariuri pe marcator, de exemplu, care sunt pariuri single de cotă 3-2-80, am reușit să câștigăm, să revenim și per final am avut 12 unități pe plus în această lună ianuarie. Deci avem un plus în ianuarie. Bun, astăzi 2 februarie, ziua de vineri, o să propun așa: avem Athletic Bilbao cu Mallorca, un meci clar în care Bilbao este favorită, 1.55, o cotă bună. Atenție, Bilbao în 10 meciuri acasă a marcat cel puțin 2 goluri în 9 din cele 10 meciuri acasă. Și au 8 victorii și doar 2 egaluri acasă. Este o echipă excelentă, iar 9 din 10 a marcat 2 goluri. Cornere au vreo 5,8 medie când joacă acasă și cedează adversarilor vreo 3. Deci de multe ori au cu 2 cornere mai mult decât adversarii. Mallorca e o echipă mică, undeva pe la mijloc, care a jucat să încurce pe majoritatea adversarilor. Are 19 marcate, deci foarte puține în 22 de etape, și a primit 26 de goluri. Deci primește cât de cât un gol și ceva pe meci. Nu e cea mai slabă apărare, nici pe departe. Sunt multe echipe care au mult peste 30 de goluri primite în zona asta, ce la număr. Dar la capitolul corner cred că Bilbao este net superioară și va veni peste ei. Ei vor domina, așa că mă aștept să vedem cornere mai multe din partea lor. Am jucat la cornere un handicap bun, Bilbao minus 1,5 cornere. Deci Bilbao să aibă cu 2 cornere mai mult decât adversarul, 1,33 cotă. Apoi următorul meci, am jucat Heidenheim cu Dortmund, este meciul de vineri, meciul care întotdeauna poate să aducă surprize. Dortmund de-abia s-a cocoțat pe locul 4 din cauza că cei de la Leipzig au pierdut ultimele 3 meciuri. Leipzig a fost foarte, foarte modestă. Dortmund are totuși 2 goluri marcate pe meci în medie. Heidenheim a marcat și ei foarte mult, a marcat 1,6, dar au și primit 2 goluri pe meci aproape. Deci echipă permisivă. În tur a fost 2-2, un meci ciudat. Dortmund mă aștept să domine jocul ăsta. Am vrut să pun un 3+, dar cota e foarte mică, 1.40, mi se pare o cotă dată în bătaie de joc de bookmaker, chiar dacă cred că va ieși. Adică și acesta, orice cotă care crezi puternic în ea că este, poți să joci, să nu fie 1.10, 1.05, că alea nu prea merită să pierzi pe 1.10. Așa, dacă pierzi pe 1.40, zici că hai. Bun, dar eu astăzi am ales să joc goluri Dortmund, pentru că este echipa clar mai bună, calitate, trebuie să se răzbune un pic pentru meciul tur. Am jucat Dortmund să marcheze peste 1,5 goluri la 1.55. Este o cotă foarte bună. În tur a fost 2-2, cum am spus. Haideam, dar cred că va fi un meci deschis și vom vedea goluri din partea lui Dortmund. Deci peste 1,5 goluri Dortmund la 1.55. Iar apoi meciul 3, eu să joc din tenis. Am jucat la acest meci Coric cu Coboli la turneul de la Montpellier. Este un jucător bun, Coric, 28 de ani, experimentat, cu mulți ani în spate. Vine după o finală făcută la un alt turneu în Belgia, în sală. Coboli și el a jucat foarte bine, surprinzător, câteva partide pe turnee mai mici, în meciurile directe chiar scorul este 1-1. Coboli ăsta are 21 de ani, a bătut și el aici pe Monfils și pe Lestien, un jucător modest, rău de tot. A pierdut la nu cred că are totuși forță să mai joace împotriva lui Coric la un nivel atât de bun. Eu pe Coric îl văd foarte bine, am bătut meciul precedent 6-2, 6-0 mi se pare. Așa că am jucat unul final la cotă de 1.60. Ăsta este pariul meu, ăsta este biletul. Avem Bilbao handicap minus 1.5 cornere, Dortmund să marcheze peste 1.5 goluri și Bonacioric cu Flavio Coboli, unul solist. Biletul are cotă 3.29, dacă jucați și voi, să avem baftă. Lăsați și voi un like sau lăsați un comentariu, chiar vă încurajez să lăsați un comentariu ce păreri aveți voi, ce meciuri jucați voi astăzi. Dacă aveți alte păreri, vă rog să le lăsați în comentarii. Mersi, pe data viitoare!